Pasionații de artă au parte de o călătorie istorică inedită încărcată de grandoare, forță și frumusețe la Muzeul Național de Artă al României din București. Colecții de poveste pot fi vizitate gratuit în prima miercuri a fiecarei luni. Miercurea gratuită este un program pe care MNAR, Muzeul Național de Artă al României, îl sprijină și îl promovează de o bună bucată de vreme, de ceva ani. Și are rolul acesta de a împrieteni, dacă vreți un pic mai mult, muzeul cu oamenii. Un element de excepție care mai poate fi văzut doar până pe data de 14 noiembrie inclusiv este tronul regelui Carol I. Vizitatorii vor putea admira și trei expoziții temporare. Cea mai recentă expoziție a perspectivei a lui Mircea Dumitrescu include lucrări de desen, gravură, pictură, sculptură și tapiserie. Muzeul Național de Artă al României, fiind cel mai mare muzeu de artă din România, evident prezintă un patrimoniu valoros excepțional. Galeria de Artă Națională, formată din artă veche și artă modernă, cu un punct de atracție deosebit pe care îl reprezintă colecția Brâncuș, cea mai mare colecție semnată de sculptorul român din țară, bineînțeles Galeria de Artă Europeană. Am mai vizitat și de fiecare dată când eu sunt în București, când trec prin București, îmi fac timp să vin să văd ce mai e nou. Ideea de a avea o zi gratuită e comună la nivel european sau chiar internațional și cred că ridică o barieră din calea celor care poate sunt mai puțin familiarizați cu spațiile expoziționale. Întotdeauna vin cu plăcere și întotdeauna descoper chiar și lucrurile vechi, le văd cu alți ochi de fiecare dată. În programul Miercurea Gratuită sunt incluse și Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Teodor Paladi și Muzeul Zambaccian. Programul de vizitare este de miercuri până duminică între orele 10-18.